Polițiștii din Bacău sunt în continuare în alertă și îl caută pe bărbatul suspectat că și-a omorât doi dintre copii, aruncându-i în apele barajului Răcăciuni. În localitățile din apropiere au fost organizate filtre în trafic, iar echipe de poliție și jandarmi cercetează zonele mai puțin accesibile. Avertizez, sunt detalii cu puternic impact emoțional. Anchetatorii au în calcul atât varianta ca bărbatul să fie în viață și să stea ascuns în satele din împrejurimi, cât și ipoteza că acesta să se fi sinucis. La căutări participă și scafandrii care verifică un canal al barajului. Între timp, medicii legiști au încheiat autopsiile celor doi copii, pe care mama lor îi va putea înmormânta în zilele următoare.